Al doilea este pregătită începând de astăzi să se transfere către toți cei interesați, să spunem către administrațiile publice în general și către oamenii în caz particular. O experiență acumulată în ultimii ani, o experiență care se materializează, sau dacă vreți, subscrie unei sintagme generale Smart City, care astăzi este din ce în ce mai pe înțelesul tuturor în noua platformă pe care noi o punem la dispoziție și pe care o exploatăm începând de astăzi. O platformă care sintetizează practic toate soluțiile smart implementate la nivelul municipiului Alba Iulia în ultimii ani, atât în uzul populației, aflate în uzul populației în momentul de față, cât și alte versiuni care vor fi în curând implementate, evaluate pentru a fi finanțate și așa mai departe. Practic este un loc de dat cu smartul, dacă vreți, un loc în care toți cei care sunt interesați de perspectiva unui concept nou pe care l-am putea implementa, smart cityzare, dacă vreți, iau cunoștință cu tot ceea ce este valabil astăzi, cu tot ceea ce există în interesul firmelor și a dezvoltatorilor de gen, dar și în nevoia administrațiilor publice de a implementa. Un oraș inteligent face lucruri inteligente. Știți, este atâta discuție despre smart. Soluțiile smart înseamnă soluții care ne fac viața mai ușoară. Asta facem. Ei, astăzi o să avem un site, în care toate aceste soluții, 96 de soluții, mi se pare că sunt 30 de firme, sunt puse pe acest site pentru că cine dorește poate să-l acceseze, să vadă ce înseamnă asta, cum se aplică, ce mă ajută pe mine ca cetățean dacă aplic o soluție de genul ăsta. Nu mă mai deplasez, pot să lucrez de acasă, pot să fac lucrurile inteligente și lucrurile care nu fac altceva decât îi creează cetățeanului, cum să spun, confortul. Și asta vrem să facem.